Să ne ajute Dumnezeu ca acest strigăt excepțional, înaintea Lui sunt al Tău și Ți aparțin pe veci, să se audă în fiecare zi a vieții noastre. Amen. Cântarea atât de frumos cântată de corul dumneavoastră spunea: când alergarea se va termina, voi striga, sunt al Tău, Ți aparțin pe veci. Permiteți-mi să fac o scurtă subliniere, e cât se poate de important să strigi în fiecare zi a vieții tale: Doamne, eu sunt al Tău și Ți aparțin pe veci, ca să poți să strigi și la finalul vieții același lucru și acum să nu ratați aminul: Doamne, ajută-ne pe toți. Amin. Mă simt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră în această seară aici, în prezența Domnului, să-i revăd pe frații păstori. Și cred din toată inima că Dumnezeu niciodată nu face lucruri la voia întâmplării. Că niciunul dintre dumneavoastră nu sunteți aici doar dintr-o pură obișnuință, chiar dacă poate unii au venit doar dintr-o pură obișnuință, cred că și obișnuința asta Dumnezeu uneori o folosește pentru a-l mai revigora pe om și a-l mai pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, în seara aceasta am să vă citesc unul dintre cele mai superbe versete ale Bibliei. Mai de mult, prin podcasturi și prin emisiuni, eram întrebat: frate Alin, care este versetul preferat al dumneavoastră? Fac o mărturisire în seara asta, pentru că toată Biblia o prefer. E drept că la un moment dat ziceam primul verset care îmi vinea în minte. Și cam cred că ăsta e versetul preferat. Până într-o zi, când inima mea s-a legat de un verset, și pot să spun acum cu tărie că da, am un verset preferat al Bibliei, care se găsește la Isaia, capitolul 41, cu versetul 10. Și acest verset a devenit preferat inimii mele datorită faptului că deseori a trebuit să mă întărească în momentele grele și complicate ale vieții. Și acest verset spune așa: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În seara aceasta, dragii mei, suntem aici datorită harului lui Dumnezeu cu care ne-a înconjurat și în ziua de astăzi. Nu suntem aici pentru că suntem mai buni ca și alții, nu suntem aici pentru că avem merite mai deosebite ca și alții, și suntem la locul de închinare în prezența unui Dumnezeu sfânt, bun și glorios, pentru că harul lui Dumnezeu s-a reînnoit față de sufletele noastre și în ziua de astăzi. Totodată, preț de câteva momente, vom sta în fața cuvântului sfânt al Evangheliei, cuvânt al Bibliei pe care l-auziți aici, slujbă de slujbă. Și nu cred că există vreun predicator al generației noastre care să aducă ceva nou vis-a-vis de mântuirea noastră. Știm tot ce trebuie făcut. La vorba populară românească, repetiția e mama învățăturii. În seara asta vreau să vă pun din nou față în față cu câteva realități ale vieții și totodată ale Bibliei, față de care oamenii trebuie să fie foarte, foarte, foarte atenți. Am spus-o înaintea multor predici, o spun și la dumneavoastră, că ori de câte ori omul stă în fața Bibliei, trebuie să activeze obligatoriu două stări. 1. Trebuie să activeze sinceritatea. Sunt prea mulți oameni care stau față în față cu Biblia, dar nu mai sunt sinceri cu ei înșiși. La un moment dat, pentru că omul nu are puterea adevăratei sincerități, realitatea Bibliei, esența Bibliei, trece pur și simplu pe lângă om. Pleacă fără să fie revigorat de Dumnezeu acel om, fără să mai fie îndrămat, fără să mai fie împuternicit.
pleacă fără să mai aibă parte de acea echipare superbă pe care doar Dumnezeu poate să o facă, datorită faptului că a stat în fața Bibliei fără să fie sincer. O altă stare care trebuie activată ori de câte ori stăm în fața Bibliei și a Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu este dorința. Pentru că e cât se poate de important să ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească. Biblia rămâne în picioare când spune că Dumnezeu satură după dorință. Și cred din toată inima că și în seara asta aici la Betania, dacă Dumnezeu va găsi inimi sincere și doritoare ca Dumnezeu să le vorbească, Dumnezeu niciodată nu rămâne mai prejos. Rămâne un Dumnezeu puternic care coboară în cele mai de jos unghiere ale vieții și ale inimii, scormonește pe acolo dacă vreți, scotoțește viața, ți-o întoarce pe dos și până la ora 8 ți-o reclădește din nou. Pentru că atunci când stai în fața Bibliei, de fapt, trebuie să te aștepți pe alocuri să mai fii și răscolit. Să mai fii la un moment dat întors pe dos, dacă îmi permiteți, să lași pe Dumnezeu să mai răstoarne ce trebuie răsturnat. Da, e adevărat, noi românii ne-am obișnuit cu foarte multă liniște. Suntem așa pe o relaxare cruntă a vremurilor noastre, de cumva ne răscolește un predicator sau chiar Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată punem etichete. E o stare mult plecat, din păcate, dar la un moment dat, că eu fiind pastorul bisericii, fac programările și sun și întreb, măi, de predicat știu cine a predicat, că eu l-am pus. Mă, dar îi întreb, mă, ce-o predicat? Păi zice ceva ce-o predicat. Mă, dar de unde o citit? Aici îi cam bag în ceață. Bă, o citit cam de pe acolo. Mă, dar ce-o zis? Mă, zice, o predicat. Mă, dar o predicat bine. Mă, o predicat, mă, dar zice, nu știu că a fost așa. Mă, ceva, ceva, nu, mă, nu predica romă, dar ceva, ceva acolo, ceva. Ce, mă, ce, nu a fost din Biblie? Pa, mă, nu că nu a fost din Biblie, mă, dar ceva acolo, parcă nu a fost chiar la locul lui, ce, mă, ce, mă? Și întreb pe oameni și stau la un moment dat și insist, mă, ce nu a fost la locul lor, locul lor acolo în timpul predicii? Mă, nu știu să-ți dea ceva, parcă n-o sunat. Și eu mă tot chinui să scormonez de la mă, ce n-o sunat atât? Oh, mai apoi mi-am dat seama că de fapt Dumnezeu doar l-a răscolit pe omul ăla. Stă în față, în față cu Biblia, Dumnezeu l-a răscolit și noi ne-am învățat că atunci când suntem răscoliți, când uneori mai suntem așa scotociți în toate unghierele vieții noastre, să nu mai avem acel confort relaxat, să zicem, eu știu ce îmi doresc din toată inima în această seară? Dumnezeu să ne răscolească și apoi să ne reclădească din nou. Așa cum o face Dumnezeu, nu o face nimeni. Știți frumoasa poezie care se încheie, nu știu, că unii o încheie într-un fel, alții în alt fel, zice că deocamdată demolare, zic unii, și alții zic deocamdată renovare. Nu, mă puneți dumneavoastră cam în două zbune. Tot ce trebuie demolat să fie demolat și tot ce trebuie renovat să fie renovat, Doamne ajută-ne! În perioada în care, după pandemie, am fost lăsat să facem slujbe în aer liber, la un moment dat, într-un parc, într-un oraș, în care oamenii erau cât se puteau de dornici să vină, să iasă, să se întâlnească, am participat la o evanghelizare, foarte mulți oameni au venit, foarte multe scaune au fost așezate. Eu când am văzut multitudinea de scaune în parcul ăla, am zis, mă, voi aveți credință mare, nu cred că le umpleți sub nicio formă. Mă, dar Dumnezeu așa a rânduit și le-a așezat lucrurile încât scaunele alea au fost pline toate, au mai fost oameni care au stat în picioare, chiar și pe iarbă, pe jos. La un moment dat, o doamnă în vârstă, de vreo 80 și ceva de ani, îmbrăcată elegant, foarte cochetă, cu o pălărie așa mof pe cap, n-o să uit cât trăiesc, vinea ajutată de o altă soră, totodată într-un baston. Și sora asta vine și îmi spune, am adus-o pe prietena mea aici, la evanghelizarea asta, spunându-i că e un concert de muzică creștină, pentru că ea fuge de preoți, de pastor, fuge de Dumnezeu chiar. Dar e drept că se și cântă, dar totodată, zicea ea, mă bucur că va asculta și predica, că nu poate să plece fără mine, că eu am adus-o, eu trebuie să o duc, trebuie ajutată, nu mai are ce face. Vă mărturisesc, era un soare atât de puternic,
încât pe cei care erau în fața mea, de-abia i-am văzut pe câțiva, marea majoritate nu-i puteam vedea datorită soarelui care mi-a dat în ochi toată predica. La finalul predicii mele, la un moment dat, când fără să spun eu prea multe în a-i chema pe oameni în față, dar se ridicase toți, stăteam toți împreună ridicați, bătrânica asta vine spre mine, pășește acolo în fața scenei. M-am dat și eu jos de pe scena respectivă, au intrat cei care cântau, au intrat în cântare și la un moment dat m-am dus către această doamnă, mi-am dat seama că vrea să vorbească cu mine, mă prinde de umeri și îmi spune cu lacrimi în ochi așa: domnul pastor, spuneți-mi ceva frumos despre Dumnezeu. I-am simțit inima care vibra, i-am simțit sinceritatea ei. Era înaintea lui Dumnezeu, răvășită și răscolită de un cuvânt al lui Dumnezeu. Era în perioada aia și în momentul ăla în care parcă totul se demolase și urma renovarea perfectă pe care doar Dumnezeu o poate face. Ce să-i spun acolo în preț de câteva secunde? I-am zis: stimată doamnă, cel mai frumos lucru pe care pot să vi-l spun în momentele acestea despre Dumnezeu e următorul: Dumnezeu nu renunță la dumneavoastră. S-a uitat în ochii mei, a început să plângă mai abundent, m-a prins în brațe, m-a strâns tare, se scutura de plâns și îmi spunea ea: voi pleca acasă cu cel mai frumos lucru pe care l-am putut auzi vreodată în viață, că acest Dumnezeu despre care ați predicat nu renunță nici la mine. După câteva zile, o săptămână și ceva, această doamnă s-a îmbolnăvit de COVID, a intrat în spital, iar la puține zile după ce a fost internată, a fost intubată și a plecat din lumea asta. La o ultimă vizită pe care cei care erau acolo și oarecum au vrut să o viziteze, dar n-au putut, au putut să stea de vorbă cu ea doar preț de câteva minute, așa, despărțiți de un plexiglas. La un moment dat, femeia asta le-a spus așa: spuneți-l lui pastorului care a predicat că-l iubesc. Și le-a arătat așa, înțelegeau doar de pe mimica buzelor. Și mai spuneți-le celor care mă cunosc că-s plină de bucurie că acest Dumnezeu mare și glorios n-a renunțat nici la mine și nici la viața mea. Și chiar dacă într-un târziu al vieții mele mi-am ridicat într-o zi privirea în sus și am spus: Doamne, și eu am nevoie de Tine, acest Dumnezeu m-a cuprins pe ale sale brațe și n-a renunțat la mine. O păcătoasă, dar Dumnezeu n-a renunțat la mine. Mi-am dat seama că unul dintre cele mai perfecte și mai extraordinare sentimente și stări pe care un om poate să le trăiască e sentimentul acela că Dumnezeu nu renunță la tine, că Dumnezeu nu te lasă, că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu te vrea, că Dumnezeu te cunoaște în luptele vieții tale, că Dumnezeu te cunoaște în amărăciunile vieții tale, că Dumnezeu te cunoaște în frica pe care nu vrei să spui la nimeni, că Dumnezeu te cunoaște în sentimentele făcute franjuri. Dar trebuie să fii totuși o mamă puternică, trebuie să fii totuși un tată care să nu te arăți că ești foarte speriat. O, acest Dumnezeu glorios și atotștiutor, care vede viața și sufletul unui om deseori prăbușit și sfărâmat într-o generație atât de măcinată de lucruri ciudate, acest Dumnezeu mai vrea să mai strige și în seara asta la Betania: n-am să renunț la voi și la sufletele voastre. Pentru că, dragii mei, viața te duce în diferite colțuri în care e atât de mare nevoie să mai auzi declarația asta lui Dumnezeu. Declarația asta din Isaia 41: nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Și să ai o trăire în permanență, minut de minut, înaintea unui Dumnezeu care să știi, să fii convins și să fii sigur că Dumnezeu nu renunță la tine. Oh, ce momente binecuvântate să știi că Dumnezeu niciodată nu renunță la tine. În urmă cu aproape 7 luni și ceva, 8 luni, în casa noastră a venit Victoria. Victoria e venită după 10 ani de la penultimul copil acum. Avem pe Mateo, Carina, Darin. Darin are 10 ani, a venit Victoria. Victoria a venit după multe rugăciuni.
a fost chemată, a fost așteptată, ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne-o dea pe Victoria. La un moment dat, în seara în care era ultima seară în 5, ultima seară, doi părinți cu trei copii, urma a doua zi Andreea să meargă la spital, să o aducă pe lume pe Victoria. Am stat toți acolo în sufragerie și ne imaginam cum va fi viața noastră cu încă un membru al familiei împreună cu noi. Cum va fi viața noastră cu încă un copilaș? La un moment dat copiii povesteau și spunea Carina: tatu, eu o să fiu dădaca lui Victoria. Mateo zis: las că și eu, că doar eu sunt frate, sunt mai mare, ăsta mic, și eu o să stau. Bine, nu m-au zis, că acum ne rugăm de ei să stea cu ea. Dar atunci suna bine, suna extraordinar. Eu o să stau cu Victoria, eu o să fiu dădaca, ei suna impecabil. Îmi imaginam cum vor fi momentele când ne vom întoarce acasă de la spital cu acea mică, când ne vom bucura de ceea ce Dumnezeu a făcut în casa noastră. Andreea a născut a doua zi, eu așteptam să-mi dea mesaj, să mă pot duce la spital, să o văd pe Andreea, pe Victoria. Eram într-o cafenea în Timișoara cu doi frați și așteptam mesajul Andreei să mă duc la spital să o văd pe Victoria. La un moment dat, Andreea îmi dă mesaj și îmi spune așa: Alin, nu o să poți să o vezi pe Victoria, nu o să ne putem bucura deocamdată de ceea ce Dumnezeu ne-a trimis, pentru că Victoria are probleme cu inima, medicii au transferat-o de urgență la un alt spital, Victoria noastră are o gaură în inimă. Parcă tot ceea ce arăta impecabil, parcă tot ceea ce arăta extraordinar, parcă tot ceea ce arăta superb și formidabil s-a dărâmat, s-a distrus, Dumnezeu a răscolit inima și viața mea în doar câteva secunde. M-am uitat la telefon, preț de câteva momente n-am știut cum să reacționez, am transpirat instantaneu, mă gândeam ce o să le spun la copii acasă, le-am spus că Victoria e darul lui Dumnezeu pentru noi, că noi am chemat-o, am așteptat-o, că Dumnezeu a hotărât să o lase în familia noastră. S-au învârtit în mintea mea atât de multe gânduri, atât de multe situații, idei, de ce să spun, cum să spun, cum să așez lucrurile, de ce e așa, un milion de întrebări s-au dus prin mintea mea în preț de câteva secunde. Dar mai apoi mi-am adus aminte de acest Dumnezeu glorios și mare. Mi-am adus aminte de versetul ăsta din Isaia 41 și în mintea mea răsuna: cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Eu sunt Dumnezeul tău care am să te întăresc și am să vă port cu dreapta mea biruitoare. Și în inima mea vibra prezența acestui Dumnezeu superb. Și am zis: Doamne, ce mare ești Tu! Cu telefonul pus pe masă, cu privirea țintită în tavanul acelei cafenele, am zis: ce mare e Dumnezeu! Unul din frații care era cu mine a luat telefonul, a citit mesajul lăsat pe masă și a zis: bă, Alin, unde ce e așa de mare Dumnezeu? Tu știi ce înseamnă gaură în inimă? Tu știi ce înseamnă toată povestea asta? Tu știi că înseamnă alergătură, medici, operație, stres, nopți nedormite? Unde-i mare Dumnezeu? Și am zis: bă, nu știu ce se vede cu ochiul ăsta liber, nu știu ce-au văzut medici la radiografia pe care au făcut-o, dar pot să spun ce simt în inima mea. Am un Dumnezeu care nu pierde controlul, am un Dumnezeu care mai îmi șoptește: n-am să renunț la tine nici de data asta, n-am să renunț la viața ta, la sufletul tău, la trăirea ta, la încercările prin care vei trece, n-am să renunț, rămân același Dumnezeu glorios. Am luat telefonul, potrivit cu ceea ce simțeam, și am scris la Andreea un mesaj: Andreea, sunt cât se poate de convins că Dumnezeu nici de data asta nu o să ne lase, nu va renunța Dumnezeu la noi, rămâne același Dumnezeu glorios și va fi totul bine. Ca să mă asigur că mă înțeleg, s-am pus încă o dată la finalul mesajului: totul va fi bine, și am pus un semn de exclamări. Am așteptat să totul să-mi dea mesaj, hai totul să o vezi până la urmă. N-am mai primit niciun mesaj, s-a făcut ora 2, ora 3, ora 4, mă, la ora 4 m-am dus. I-am zis la domnul portar de acolo, de la spital: domnul portar, nu știu, sunteți băiat simpatic, vă rog, lăsați-mă să intru. Nu-i voie că nu-i program, nu știu că e program, nu-i program, trebuie să intru 10 minute. Am intrat, Andreea era cu Victoria în pat, au adus-o medici și au lăsat-o preț de câteva minute și au dus-o înapoi în acel incubator în terapie intensivă. După două sau trei zile, vine doamna doctor și zice așa: duceți-o acasă,
Fiți foarte atenți cu ea, inimioara funcționează, dai acolo ceea ce v-am spus. Veniți la o lună la control, în luna asta rugați-vă să fie totul bine, vedem ce va fi, prea micuță. Ne dă adresa unui medic specialist, știți cum am așteptat să treacă luna aia? La un moment dat mă trezeam noaptea, o vedeam pe Victoria că doarme așa atât de profund, de parcă nici măcar nu respira, o atingeam cu degetul, se trezea săraca, ah, respiră, e bine. Mă puneam înapoi în pat. La vreo 2 săptămâni distanță m-am dus undeva la o soră la rugăciune. Dumnezeu prin gras profetic începe să-mi vorbească. În inima mea vibra acela sentiment, Alin, să nu uiți, n-am renunțat la tine. Eu sunt același Dumnezeu puternic care vindec, același Dumnezeu puternic care la un cuvânt lucrurile se aliniază. N-am renunțat la tine. Vibra asta în inima mea, era sentimentul pe care nu mi-l putea lua nimeni. La un moment dat m-am dus la rugăciune, Dumnezeu prin glas profetic îmi vorbește și îmi zice: Domnul, eu te-am pus, eu te-am așezat, eu te ridic o treaptă, eu fac, eu așa, biserica, lucrarea, eu te-am trimis. Bă, și m-am gândit, vă mărturisesc sincer, bă, Dumnezeu ăsta e tare interesant. Tot de El, eu ascultam ce Domnul spune, bă, dar tot de El și de lucrarea Lui, tot de El și unde mă trimite, ce mă mai pune să mai fac? Bă, dar de mine și de casa mea nimic? Azi, bă, am și eu totuși o fetiță acasă, care medicii au zis că are gaură în inimă. Bă, dar de mine nimic, tot de El și de lucrarea Lui. Bă, dar la mine Dumnezeu a renunțat. Bă, dar la mine, pe mine Dumnezeu m-a uitat. Bă, dar povestea din casa mea, Dumnezeu n-o vede? În momentul ăla, în timp ce eu doar gândeam, vasul Domnului se oprește dintr-o dată și spune doar atât: ascultă, bărbatule, n-am renunțat. Și să nu uiți, ce eu am vindecat, rămâne vindecat. Amin. Și-o continuat. Mai departe, cu lucrarea, cu biserica, cu slujirea. La final mă întreabă sora: frate Alin, pentru că-ți cunosc lucrarea, pentru că-ți cunosc slujirea, toată prorocia am înțeles, cam știu despre ce e vorba. Bucățica aia nu înțeleg. Bucățica aia, despre ce-i vorba? Aia nu înțeleg deloc. I-am zis: aia e dovada faptului că Dumnezeu nu renunță la noi. E dovada faptului că Dumnezeu în a Lui bunătate ne mai privește. Se mai uită cu îndurare și mai strigă: cu niciun chip n-am să te las. Pentru că, ascultați-mă, Dumnezeu a lucrat în felul ăsta. M-am întrebat ce răsuna în mintea lui David în Valea Terebinților când trebuia să înainteze înaintea lui Goliat, când la un moment dat dita mai Goliatul și ăsta mic cu firavul, slăbuțul, stătea în fața la mai dita luptătorul, ce l-a făcut pe David să înainteze? Poate și în mintea lui David răsuna aceleași cuvinte din partea lui Dumnezeu: David, tu înaintează, că eu n-am să renunț la tine. Nu va rămâne trupul tău aici în Valea Terebinților să-l mânce corbii. Va rămâne prezența mea, pentru că tu ești un om la care eu nu renunț sub nicio formă. Dar oare ce răsuna în mintea lui Daniel o noapte întreagă în groapa cu lei? Poate răsuna același lucru: Daniel, stai liniștit că vine dimineața, că eu n-am renunțat la tine. Pentru că, dragii mei, încercarea vine. Dumnezeu nu ne-a spus că noi nu vom avea încercări, dar Dumnezeu promite prin Biblie că pentru ai săi, în dreptul la ai săi, Dumnezeu nu va renunța la ei, nu va renunța la a coborând dreptul ființei lor. M-am întrebat, oare să stai în pușcărie ca și Iosif, pur și simplu pe nedrept? Oare ce-o răsunat în mintea lui Iosif după ce a fost vândut, după ce a fost aruncat în groapă, după ce a fost vândut, după ce a fost dat sclav, după ce a fost într-o poziție interesantă și apoi dintr-o dată atât de jos căzut? Poate aceleași cuvinte: Iosif, eu n-am renunțat la tine, stai liniștit că vei vedea ce Dumnezeu mare ai. Dragii mei, frați și surori, mai devreme sau mai târziu veți avea nevoie de acest strigăt în mintea dumneavoastră să fie și să se audă: cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, n-am renunțat la tine, va fi totul bine. Dar pentru asta, până în momentul în care vei avea nevoie de strigătul ăsta din partea lui Dumnezeu, omul trebuie să fie foarte atent la câteva aspecte. 1. Viața e o luptă.
aduce atât de multe lupte, viața aduce atât de multe tărâmuri pe care trebuie să luptăm, aduce atât de multe momente ciudate și complicate, viața e o luptă continuă. În luptele vieții avem nevoie de strigătul lui Dumnezeu: eu sunt cu tine, eu n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Dacă acest strigăt să poată fi auzit, ca acest strigăt să poată fi relevant, ca acest strigăt să poată fi pus în aplicare în viața omului, în fiecare luptă a vieții omul trebuie să aibă parte de un stil de viață extraordinar. Ascultați, aduceți-vă aminte de Gedeon. Gedeon avea la un moment dat nevoie de strigătul ăsta: cu niciun chip n-am să te las, Gedeon. Cu niciun chip n-o să te părăsesc. Mă, omule, tu mergi înainte. Cu niciun chip n-o să te las. Păi da, dar tărâmul pe care noi suntem e un tărâm mișcător. Tărâmul pe care noi suntem e un tărâm la care noi nu deținem controlul. Tărâmul pe care noi suntem e un tărâm la care noi nu putem să facem doar ce ni se spune. Și Dumnezeu strigă din cer: Gedeon, cu niciun chip n-am să te las. Pe tărâmul ăla la care tu nu-i deții controlul, n-am să te părăsesc, Gedeon. Și vine Dumnezeu și începe să-i spună la Gedeon ce trebuie să facă. Și glasul lui Dumnezeu continuă să-i spună: Gedeon, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, cu niciun chip n-o să te abandonez. Dar ca acest glas să poată fi auzit, ascultați-mă bine, omul trebuie să aibă un stil de viață sub directă ascultare de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți! Sunt foarte mulți oameni care iau versetul ăsta ca pe un pur slogan. Când ajung în terapie intensivă, când parcă totul se mațcă, se clatină, când medicii vin și spun: amărâtul Giel care 25 de ani și până dimineață nu-l mai găsim. Cum îmi ziceam eu un frate că la 28 de ani a avut un accident de mașină, o zis: nu puteam să reacționez, eram sub aparate, sub furtune, dar la un moment dat doar auzul, mi-a rămas auzul. Îi auzeam pe medicii care spuneau: amărâtul Giel că e tânăr, are 28 de ani, dar până dimineață nu-l mai găsim. O zis: în momentul ăla doar gândul meu am putut să-l înalț spre un Dumnezeu: Doamne, nu mă lăsa! Și a zis: frate Alin, în inima mea vibra acela sentiment: n-am să te las, o să te ridic de aici, de pe patul de spital, să vadă toți că ai un Dumnezeu glorios. Dar până în momentul ăla, omul trebuie să facă din viața lui o ascultare continuă la adresa lui Dumnezeu. Dacă Gedeon n-ar fi ascultat de Dumnezeu, dacă Gedeon ar fi, când a venit Dumnezeu și a zis: Gedeon, ce faci? Bat grunteaz, bun, am pentru tine o altă misiune, tu trebuie doar să începi să asculți, îți dau directivele pas cu pas, tu trebuie doar să asculți, atât, ascultarea ta să fie directă înaintea lui Dumnezeu. Și ar fi zis Gedeon: lasă-mă, bă, cu ascultarea ta, păi tu nu vezi că eu aici mă chinui să am și eu ceva de mâncare la iarnă, că trebuie să ascund grâul ăsta de Madian, am treabă. Și acum tu vrei să-mi pune o viață într-o ascultare profundă. Oh, dacă Gedeon ar fi făcut așa, ar fi pierdut bătălia el și toți ai lui, ar fi fost o distrugere în masă. Dar pentru că Gedeon a fost un bărbat care a avut puterea să asculte de un Dumnezeu suveran, în urechile lui Gedeon răsunau cuvintele: Gedeon, n-am să te las cu niciun chip. Imaginați-vă momentul, vine Dumnezeu și spune: ia o știre asta de oameni, oh, acum trebuie să-i triez, Gedeon, câțiva trebuie să pleci acasă, Doamne, oricum suntem puțini, lasă, Gedeon, cu niciun chip n-am să te las, tu nu mă ascultă. Oh, Gedeon, încă o dată trebuie să-i înjumătățești, mai trimite câțiva acasă, Doamne, dar uite care-i povestea vieții noastre. Noi nu putem să luptăm cu atâția oameni. Gedeon, tu doar ascultă, fă ce Dumnezeu îți spune. Rămâne Gedeon cu 300 de oameni, dar un ascultător impecabil al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu răsuna în urechea lui Gedeon: Gedeon, nu te uita la mulțime. Gedeon, nu te uita la strategiile lumii. Gedeon, nu te uita la strategiile de război. Uită-te la un Dumnezeu care n-o să te lase. Un Dumnezeu care nu pierde niciodată. Și la un moment dat vine Dumnezeu și spune lui Gedeon: în noaptea aceea Domnul a zis lui Gedeon: scoală-te și coboară-te în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Ce superb e să spui viața ca și o ascultare continuă la adresa lui Dumnezeu și să știi că de Dumnezeu și de Biblie trebuie să asculți. Că de Dumnezeu și de Biblie trebuie să asculți în fiecare moment al vieții. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine ce vă spun. Ascultarea înseamnă acțiune. Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră în seara asta, ascultați de Dumnezeu? Toți ați spune că da. Dacă v-aș întreba cum ascultați de Dumnezeu, unii s-ar bloca.
Alții ar încerca să-mi zică două, trei versete din Biblie și două, trei idei. Ascultarea înseamnă acțiune. Ce ziceți dumneavoastră dacă aveți un copil acasă care niciodată nu face ce îi spuneți? Dar nu vă deranjează cu nimic altceva. Stă cu minte, nu iasă din camera lui, nu face probleme niciodată, e cât se poate de cu minte, vine la masă când e ora mesei, nu intră în casă mai târziu de ora 10, 9, la un moment dat merge la școală, vine înapoi, dar ori de câte ori îi spuneți ceva, nici nu vă bagă în seamă. Ați putea să spuneți că acel copil un copil ascultător? Din păcate, viețile multora e exact ca acestui copil. Vin la biserică, pleacă de la biserică, nu fac probleme, nu se ceartă cu alții, nu se bagă în casele altora. Păi, aparent, îi spune un om super liniștit. Și unii cred că doar la atâta se rezumă ascultarea de Dumnezeu. Fals! Ascultarea de Dumnezeu e o acțiune continuă. În urechile care trebuie să sune, eu cu niciun chip n-am să te las, acea viață trebuie să fie într-o forfotă pentru gloria lui Dumnezeu și într-o acțiune pentru gloria lui Dumnezeu în fiecare zi. Că vine Dumnezeu și spune, l-ai văzut pe amărâtul ăla? Tu trebuie să fii o mână întinsă și când te duci la amărâtul ăla, pentru că tu vrei să asculți de Dumnezeu, când te duci la ăla pe care nu-l vizitează nimeni, pentru că tu vrei să asculți de Dumnezeu, când începi să-ți iubești dușmanii, ăia care te terfelesc în fiecare zi, pentru că tu vrei să asculți de Dumnezeu. Când începi să-i strângi aproape, nu să zici ca majoritatea românilor, n-am nimic cu ei, dă Doamne să-i văd numai în cer de azi înainte. Și spui, nu bă, eu pe ăla, pentru că vreau să ascult de Dumnezeu, îl iau și îl țin aproape, că Biblia zice să-ți iubești dușmanii, să-i ții cât mai aproape de tine. Într-o perioadă era unul care ne scria comentarii urâte pe YouTube. A, să mai găsește câte un nătărău din ăsta care n-are ce face. Și la un moment dat, bă, ne terfelea pe care ne prindea. Și ne scrie, bă, sub conturi false. La un moment dat, noi tot poveseam, bă, nu știi cine e ăla, mă, nu știi cine, bă, cine o fi ăla, mă, cine o fi ăla? Bă, la un moment dat, bă, dacă punem mâna pe el, noi, pastorii, punem mâna pe el, ne rugam să-i scoată duhurile din el, nu știu. Bă, dacă punem mâna, bă, cine e ăla, cine e ăla? Bă, nimeni nu dădeam de el. La un moment dat plec în Irlanda, în avion, vis-a-vis de mine. Culoarul doar ne despărțea, era un tânăr, la vreo 26-27 de ani. La un moment dat, trage de nas. Eu m-am gândit că a rămas cu sechele de la COVID. Am zis, bă, stai cu... Tă trăgea de nas. Eu mi-am luat Biblia să citesc. Dintr-o dată zice așa, cu o voce plângăcioasă, frate Aline, oh, zic că ăsta e de-a nostru. E bun, zi-i mă, ce-i? Te rog frumos să mă ierți. Pentru ce? Nu l-am văzut în viața vieții mele. Pentru ce să te iert? Te rog să mă ierți, frate Aline, vă rog să mă iertați, vă rog. Dar ce ai făcut, mă? Eu te cunosc. Eu sunt ăla care am scris comentarii urâte despre voi pe YouTube. Știți care a fost prima mea reacție? Au, ce bine că te-am prins. Har Domnului că eram în zbor. Eram deja la altitudinea de croazieră. Oh, dar eu știu că viața mea trebuie să asculte de un Dumnezeu puternic. Că atitudinile mele de ascultare trebuie să fie ca așa lui Iisus Hristos. I-am zis, vezi de treabă, mă, n-ai nicio treabă, fii liniștit, bem o cafea, auzi? Azi bem când aterizăm și eu o plătesc. Am stat preț de câteva minute cu el acolo în aeroport în Dublin. La final m-a luat în brațe, m-a strâns tare și a zis către mine așa, frate Alin, cu mine nu s-a comportat nimeni cu dragoste. Am crescut într-un orfelinat din România. Am avut o viață grea și dură. M-a învățat viața asta să fiu un frustrat, să fiu un dușmănos, să inventez în mintea mea tot felul de situații despre oameni pe care îi văd, să mă comport așa cum deseori aș citit poate în comenturile de pe YouTube. O zis, când eram copil, avea mușcată limba. O zis, când eram copil, unul mai mare m-a pus să-mi pun limba între dinți și mi-a dat cu cotul în barbă. La un moment dat, zice, când intram la duș, ăia mai mari luau câte o joardă și vineau și ne loveau pe pielea udă. Alte ori, când dormeam, mă luau și mă băgau într-un dulap de lemn și dădea drumul pe scări. Așa a fost viața mea. Mă așteptam să-mi spuneți, bă, cu tine nu vreau să vorbesc, nici nu vreau să te văd, măcar zi mersi că nu spun nimic. Dar au zis, faptul că mi-ați acordat câteva minute, faptul că m-ați luat în brațe, faptul că mi-ați vorbit frumos, am putut să înțeleg încă o dată cum arată Dumnezeu. Am plecat de acolo,
Preț de câteva minute în mașină, frații mă întrebau când m-au luat de la aeroport, bă, ce-i? I-am zis, lăsați-mă numai să-mi revin că vă zic după aia, ce-i? I-am zis, știi ce mult contează? În inima mea vibra un sentiment de liniște. O, am putut încă o dată să ascult de suveranul, să arăt cum arată Hristos. Au venit în viața mea momente complicate. Toate momentele în care Dumnezeu mă punea în fața câte unui test, asculți sau n-asculți de mine, îmi treceau prin fața ochilor. Toate momentele alea îmi treceau prin fața ochilor. Și puteam să mă uit în sus să spun, Doamne, am luptat să ascult de Tine. Am luptat să ascult de Tine. Puteam să simt acea liniște. Alin, atunci, cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Pe ce se bazează o astfel de încredere? Nu doar pe un slogan rostit, ci pe o viață de ascultare de Dumnezeu în fiecare zi. Știți că la un moment dat noi toți zicem că trebuie să ne ducem crucea. Și unii interpretează foarte greșit. Și spun că crucea înseamnă durere. E adevărat că via dolorosă e un drum al crucii. Dar marea durere n-a fost pe via dolorosă în sus, că bătaia cruntă n-a fost pe via dolorosă, barba smulsă n-a fost pe via dolorosă, biciul ăla roman n-a fost pe via dolorosă cu cele mai multe lovituri. Drumul crucii ne învață altceva, o ascultare superbă. Și la un moment dat Biblia zice, și permiteți parafrazarea mea, dacă vreți auziți în urechile voastre, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, ia-ți crucea și urmează-L pe Hristos în fiecare zi. Cum? Pentru că Iisus Hristos a luat crucea în spate și ne-a dat o lecție pe care noi trebuie să o învățăm și să o ascultăm, să o punem în practică. Pentru că, dragii mei, unii spun că crucea e cancer. Nu, cancerul nu e cruce. Cancerul e o boală prin care Dumnezeu te trece, te poate vindeca sau te poate chema acasă. E la alegerea lui Dumnezeu. Alții vin și spun că crucea e cearta din casă. Mai vine un pastore, la mine în casă e numai ceartă, ne certăm toată ziua, asta e crucea mea. Și le zic, nu, cearta din casă nu e cruce. Cearta din casă e diavolul care își bate joc de voi la pachet. Cearta din casă nu e cruce. Că eu trebuie să le spun oamenilor, luați-vă crucea și urmați-L pe Hristos. Eu cum să-i spun, du-te, ia-ți dezbinările, ia-ți cearta. Nu, nu, nu. Cine a învățat crucea lui Hristos? Pentru că crucea lui Hristos, Hristos cu crucea în spate, dădea o lecție pe care noi trebuie să o ascultăm. Ceea ce transmitea Domnul cu crucea în spate era iubire pentru toți oamenii. Ceea ce transmitea Domnul cu crucea în spate era dragoste pentru semeni. Știți ce transmitea Domnul cu crucea în spate? Iertare! Iertare! L-ați văzut pe Domnul și vi-l puteți imagina pe Domnul cu crucea în spate că le bătea obrazul ăia care l-a lovit? Bă, tu ăla care ai dat mai tare! Ne vedem noi pe ăsta 3 zile! Nu! Ascultarea de Hristos niciodată nu-i cu reproș. Ascultarea de Hristos nu-i niciodată cu degetul ăsta amenințător. Ascultarea de Hristos nu e niciodată cu momentul ăla să-L prinzi pe unul la colț, bă, lasă să mă țină minte. Nu, nu, nu. Hristos cu crucea în spate transmitea iubire pentru oameni, transmitea dragoste pentru semeni, transmitea iertare, iertare. Și urmează să vă spun, acum am spus o des, dar acum când o să crească mare fetița asta, săraca, o să te vadă pe-n predici. Într-una din zile în biserica pe care eu o păstoresc, o fetiță aruncă o vorbă ilegală așa în jurul amvonului. În momentul ăla s-a activat orgoliul de pastor. Bă, cum să vorbească ea așa cu pastorul? E cum? Am vrut să o prind, dar n-am putut, că a fost rapidă. Bă, m-am tot frământat în mine, bă, dar nu se poate, mă, cum să vorbească așa cu mine, mă? Păi eu sunt pastorul bisericii, bă, fiți clasa 0 era pe atunci, cred că. Bă, nu se poate așa ceva. Poate mi-era de ciudă că n-am prins-o. La un moment dat, s-o elibera biserica, în hol, o văd pe ea și pe maică sa. Zic, ăsta e momentul, nu-l ratez. Strig, voi două să rămâneți un pic să mă așteptați. Maică sa săraca, nu știu ce să creadă, fetița a încremenit. Am plecat pe culoar și în timp ce mergeam pe culoar, în mine se zbăteau două lumi, se dădea o luptă puternică, ca așa lui Gedeon. În lupta asta Dumnezeu îmi spunea, Alin, eu sunt cu tine, nu o să te las, rămâi tare, ascultă.
Pe partea cealaltă, bă, nu pierde momentul, mă. Păi cum să vorbea? Fii atent aici. Dacă nu-i spui acum, nu mai ai nicio șansă. Mâine nu mai are rost. Ăsta-i momentul. Pe partea cealaltă, Dumnezeu îmi spunea, Alin, nu. Fetița aia mă va vedea pe mine prin tine. Mă va vedea pe mine, zicea Dumnezeu în mintea mea, prin tine. Ai grijă, nu mă fă de râs. Ascultă-mă, fii umil. Tot eu să fiu umil. Tot eu să o înghit. Tot eu să trec peste asta. Nu! Pe partea cealaltă îmi făceam planul cum să-i spun. Cu tine seamănă, cu mamă s-a seamănă. Tu ai învățat-o. Voi vorbiți așa, cred că, uite, na, ăsta ți-i răsplată, lasă că crește ea mai mare, vii tu să ne rugăm până... Bă, eram, nu știu, bă, le așez în așa fel să... Pe partea cealaltă, Alin, nu. Mi-am dat seama că am o bomboană în buzunar. Involuntar am scos-o. Și parcă Dumnezeu îmi spune, Alin, dă-i bomboana aia ei și spune-i că e cea mai frumoasă fetiță din biserică. Ești chiar așa. Stai un pic. Stai. Acum ascultăm de tine. Ești chiar așa. Acum totuși. M-am dus în fața ei cu bomboana. Vă mărturisesc, m-am gândit. Dacă îi dau numai ambalajul să pune, uite, cam asta ai fi putut primi. O, așa facem noi de multe ori cu ascultarea de Dumnezeu. O negociem. Mă duc în fața ei cu bomboana în mână și am zis, v-am oprit ca să... Ca să ce? Casa aia sau casa aia? Eram la intersecție. Ca să-i spun cât de obraznic o fost sau să-i spun că e cea mai frumoasă fetiță din biserică. Dumnezeu îmi spunea, Alina, ascultă, tu ești reprezentantul meu. Vei avea nevoie de mine. Nu mă fă de râs. Ascultă-mă. Am tras aer în piept și am zis, v-am oprit ca să îți spun că ești cea mai frumoasă fetiță din biserică. Și să-ți dau bomboana asta. O întins mânuțele. Eu m-am aplecat, m-am prins în brațe, m-am strâns tare. Și eu tot auzi pe tineri. Frate Alin, măcar la nunta mea să fie acasă. Măcar la nunta mea să fie acasă. Eu tot auzi pe tineri ăștia mai mari. La un moment dat, fetița îmi zice la ureche așa, cumva cu o voce așa destul de plângăcioasă. Frate Alin, o să predicați la nunta mea? Am o nuntă, program. Am ajuns acasă, am primit un telefon, că lucrurile sunt grave, că e în spital, că e în ambulanță și că a oprit ambulanța de 4 ore în stop cardiorespirator până la spital. O mamă striga, te rog, strigă și tu către Dumnezeu. I-am spus acelei mame care m-a sunat atunci, potrivit cu sentimentul pe care l-aveam în inimă, Dumnezeu deja vă așteaptă la spital. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, știu că nici de data asta nu mă lași, știu că mă asculți și de data asta fii tu cu copilul ăla de 13 ani. Când m-am pus pe genunchi, mi-a trecut prin fața ochilor momentul ăla în care am fost pus în fața testului, asculte Dumnezeu, sau de pornirea orgoliului meu. Pentru că cu niciun chip n-am să te las, rămâne doar un slogan. Dacă omul nu face din viața lui o ascultare permanentă. 2. Există lupte în viața noastră, în care e nevoie să se audă strigătul ăsta, dar există o vale ciudată, numită Valea Îndoielilor. Una dintre cele mai chinuitoare stări e aia în care nu știi ce să faci. De câte ori vi s-a întâmplat să vă plimbați prin casă, nu, ce fac acum? Nu, încotrolul, nu, ce face pruncul ăsta? Nu, unde-i? Nu știu cum să fac, nu știu ce decizie să iau. Și la un moment n-ai vrea să greșești, de ești pus la încurcătură, e grea decizia, e complicată decizia, e o vale a îndoielii, ba mai mult parcă-ți vine să te răzvrătești și să spui, bă, dar era mai bine dacă făceam așa, Dumnezeu a zis, ascult! Și am ascultat și uite unde am ajuns, valea aia îndoielii. În valea îndoielii e cât se poate de superb când Dumnezeu strigă din nou, cu niciun chip n-am să te las. Auziți, aduceți-vă aminte de Moise, iasă cu poporul Israel din Egipt, ajung la Marea Roșie și când ajung la Marea Roșie,
E un blocaj. Nu puteau să treacă Marea Roșie. Armata egipteană venea din spate dornici să-i treacă pe toți prin sabie. La un moment dat poporul a început să se răzvrătească. Mai bine ne lăsai acolo. Noi ce o să facem acum? Îndoiala era atât de puternică. Alții poate ziceau, tași bă că o să fie bine cumva. Alții ziceau, ce bine bă că vine aia să ne omoare. Noi nu știm ce cruză-s egiptenii. La un moment dat Moise stătea în valea îndoielilor acelor oameni și trebuia să spună ceva. Trebuia să facă ceva, trebuia să aibă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. S-o fi uitat Moise în sus și-o zis, Doamne, eu totdeauna te-am ascultat pe tine, eu te-am pus pe primul loc în viața mea, acum ce fac în valea îndoielilor? O început să strige Dumnezeu în urechile lui Moise, o Moise, cu niciun chip n-am să te las nici de data asta, tu și poporul ăsta vei vedea ce Dumnezeu glorios aveți, n-am să te las nici de data asta. Doamne, ce să fac? Ascultați toate indicațiile. Aici e o nuanță finuță. Omul ascultă. Spune, bă, eu sunt ascultător de Dumnezeu. Dar nu e atent la o nuanță importantă. De Dumnezeu se ascultă în formă de 100%. Nu de jumătățită. Dumnezeu aici ne învață și spune așa, Moise, tu spune poporului următorul lucru, ascultați ce indicații le-a dat Domnul, stați pe loc, atât. Domnul va lupta pentru voi, stați pe loc. O indicație simplă, o directivă simplă, pe care dacă ar fi călcat-o în picioare și ar fi zis, hai să ne întoarcem înapoi să negociem cu egiptenii, hai să încercăm să trecem totuși marea, bă, cât scăpăm, scăpăm, cât nu scăpăm, nu scăpăm, ar fi fost o tragedie, o catastrofă. Pentru că dacă vrei să auzi în urechile și în sentimentele tale cu niciun chip n-am să te las, faceți-vă o analiză în seara asta. Dumneavoastră, ascultați toate indicațiile lui Dumnezeu sau doar unele? Ascultarea e ceva. Să te pui în poziția ascultării. Doamne, sunt gata să ascult. Dar mai apoi vine pasul 2. Sunt gata să ascult în totalitate. Nu negociez nimic. Hai să vă spun cum arată ascultarea. La cina cea de taină, nodaia cea de sus, la un moment dat Domnul intră cu ucenicii și nu există robul care să spele picioarele. De fiecare dată era un rob acasă care venea, le lua picioarele tuturor, le spăla picioarele. Era un moment frumos, special. La un moment dat s-a uitat în stânga, în dreapta. Trebuia făcut momentul ăsta. Trebuiau să aibă parte și de momentul ăsta. S-a uitat în stânga, în dreapta, nimeni. Știți cum zicem noi românii? Ăla mai șifonat să facă munca mai de jos. Cel mai bine îmbrăcat de acolo era Iisus Hristos, haina dintr-un singur fir, impecabilă din cap până în picioare, a lui Iisus Hristos, superbă haina aia. Cred eu că cel mai șifonat de acolo, cred că era Petru, că ăsta tot timpul era agitat. Se uită Domnul la ei, nu? Nu vă băgați, niciunul nu. Păi voi, dacă i-ar fi întrebat, ascultați de Dumnezeu, ascultăm, dar nu chiar toate indicațiile. Când trebuie să ne coborâm atât de jos, nu mai ascultăm. Am ascultat, nu-i chiar așa. Zice Biblia că Iisus Hristos, ascultător de Tatăl în cele mai mici detalii, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și a început să spele picioarele unor ucenici care urmau în câteva ore să fugă din nou prin praful de pe drum. Să spele picioarele unor ucenici care urmau să fugă, să spele picioarele lui Petru care urma să se lepede, pentru că știa Hristos că ascultarea are detalii și că n-ai voie să spui asta ascult, asta n-ascult. La un moment dat ia picioarele lui Iuda, ascultați remarca Bibliei, după ce a pus diavolul în inima lui Iuda gândul să-l vândă, după ce i-a pus. Asta e ascultare în detaliu. Hristos ia piciorul lui Iuda, Iuda cu dracu în inimă și Hristos îi spală picioarele. Regele Universului îi spală picioarele unui om cu gândul diavolului în inimă. Dar putea să zică Domnul, Doamne, partea asta nu pot să o ascult. Putem să negociem un pic? Nu.
Știți de ce în urechile multora nu se mai aude cu niciun chip n-am să te las și nu mai e sentimentul ăla puternic, ca în terapie intensivă să nu dai în disperare și să cânți poate o cântare? Știi de ce în urechile multora nu se mai aude cuvântul ăsta n-am să te părăsesc? Pentru faptul că cei mai mulți ascultă, dar nu chiar cu toate detaliile. Cât e de important, eu când mi-am dat seama că Dumnezeu nu face rabat de la nimic, că Dumnezeu e atent la fiecare părticică a vieții mele, că Dumnezeu e atent la vorbă, că Dumnezeu e atent la inimă, că Dumnezeu e atent la atitudine, că Dumnezeu e atent la trăire. După lepădarea lui Petru, Iisus Hristos și-a țintit privirile spre Petru. De ce? La prima citire, mai ales poate în mintea noastră de români, ar zice, s-a uitat Domnul la el, asta faci tu, Petre? Bine, Petre, bine, Petre, las! Așa ce-am crescut eu, Petre, nu-i problemă. Lasă, Petre, nu. Știți ce însemnau privirile lui Hristos? Cu niciun chip n-am să te las, Petre. Ridică-te! Petre, mă uit la tine... Ține bine minte, ești în valea înfrângerilor, ai fost înfrânt de o slujnică. Una care a zis, ești de-a lui că te cunosc, te dă vorba de gol, ai fost înfrânt în cel mai rușinos mod, Petre. Oh, dar nu-i problemă, mă uit la tine și îți transmit următoarele. Petre, cu niciun chip n-am să te las, ridică-te. Și iasă Petru afară și începe și plânge cu amar. Pentru că în valea înfrângerilor, ca să auzi glasul ăsta, cu niciun chip n-am să te las, omul trebuie să-și mai plângă plânsul pocăinței. Acum ascultați-mă. Să presupunem prin absurd, Doamne ferește-ne, că vreunul dintre noi mâine dimineață suntem în terapie intensivă. Și ați vrea să ascultați glasul ăsta lui Dumnezeu, cu niciun chip n-am să te las. Pe ce vă bazați că Dumnezeu va striga asta din cer? Doar că ați fost în seara asta la biserică? Prea puțin. În momentul în care îți bazezi viața pe ascultare, mă ascult, de ce? De Biblie. Vă rog, învățați să ascultați de Dumnezeul Scripturilor. Știți cum ascultă cei mai mulți astăzi? De Dumnezeul culturii. Eu m-am născut în familie de penticostali, cu tată păstor, cu bunic proroc, îs din Butuc, spun asta ca să nu mă judecați la ce urmează să vă spun. Eu când aud pe vremea noastră, mi se face rău. Când aud așa-i la noi, mi se face mai rău. Dar nu mă interesează cum e la voi. Mă interesează cum e în Biblie. Că de foarte multe ori, la unii, n-a fost ca în Biblie. De foarte multe ori, pocăința aia unora e după părerile altora, nu după ascultarea de Dumnezeu. E după principiile altora, e după încredințările altora, e după ideile altora. O, Dumnezeul Bibliei rămâne în picioare, glorie lui Dumnezeu pentru asta. Dumnezeul Bibliei nu pierde niciodată. Când omul ascultă de Dumnezeul Bibliei, când omul nu pierde detalii și când își plânge plânsul pocăinței, vine glas de Dumnezeu, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. În seara asta sunteți oameni aici, care mai devreme sau mai târziu veți avea nevoie de acest strigăt, cu niciun chip n-am să te las. În urmă cu câțiva ani, când noi suntem 6 frați acasă, una din surorile mele, cea care e după mine, Denisa, a venit într-o zi de la școală și i-a spus mamei mele, mami, nu mai văd la tablă. Mami a zis, lasă că o să-i spun la doamna învățătoare să te pună în prima bancă. Și-a pus-o în prima bancă. La un moment dat, a venit Denisa de la școală, bâșbâind, nu mai vedea treptele. Mami s-a speriat, ne-a dus la un medic specialist, a dus-o pe Denisa
Și doamna doctor i-a pus la Denisa un diagnostic crunt, miopie galopantă. Și-a zis, fetița dumneavoastră la 30 de ani va fi oarbă. Îi vom pune niște ochelari groși ca și fundul de borcan ca să încetinim galoparea miopiei. Dacă va avea copii, vor fi și ei miopi, că se transmite și la un moment dat vor orbi și ei. Nu, acum stai ca părinte și asculți asta. Nu, ce-i de făcut? I-au dat ochelarii aia groși la Denisa, dacă îi luai ochelarii nu vedea treapta din față. Ne-am dus undeva la rugăciune, în județul Sălaj, de unde era bunica mea, într-un cămin cultural. Tatăl meu face ungerea pe un șervețel, împreună cu alți frați slujitori, să meargă acasă. Denisa era acasă, n-o luat acolo, că era aglomerație mare. La mama mea și la mătușa mea vine un bărbat din mulțime, o bate pe umăr și spune, Dumnezeu m-a trimis să vă spun că-și cu niciun chip n-o să vă lase, că nu v-a părăsit și că pentru cea pentru care vă rugați, veți vedea că Dumnezeu face o minune. Ne-am dus acasă, n-o să uit seara aceea când tata a luat șervețelul, i-a pus pe ochii lui Denisa și-a făcut următoarea rugăciune. Îți mulțumesc că Tu ești Dumnezeul care nu ne lași. Un tată și o mamă care au știut să asculte de Dumnezeu, care ne spuneau că detaliile sunt importante și că plânsul pocăinței trebuie plâns, că îl coboară pe suveranul. A doua zi de dimineață, mami foarte grijulie să-i dea ochelarii lui Denisa, să-i pună pe ochi, pentru că doamna doctor a zis niciun minut să nu rămână fără ochelari. Denisa, după câteva minute, îi spune, mami, eu nu văd deloc, nu mai văd bine, mă dor ochii. Mama a zis, eu crescut miopia, trebuie să-i facem alți ochelari. De urgență am plecat la doamna doctor de la Hunedoara, în drum spre casă. La un moment dat, când a intrat acolo în cabinet, știind că e un caz mai special, a luat așa în fața celorlalți pacienți și a consultat-o pe Denisa timp de aproape 2 ore. I-a pus picături în ochi, i-a pus lentile, i-a pus-o la aparat, i-a pus, i-a arătat, i-a făcut. După 2 ore, doamna doctor, că Denisa nu vedea deloc, cu toate lentilele, a zis, doamnă, nu mai înțeleg nimic. S-a pus pe un scaun din ăla, așa ca de bucătărie, și-a încrucișat mâinile și-a zis, Denisa, dă-ți ochelarii jos. Denisa își dă ochelarii jos, spune-mi ce vezi pe panou. De la cel mai mic animal, de la cel mai mare literă și animalus până la cel mai mic, în ordine, le spune perfect. Și doamna doctor zice, nu mai înțeleg nimic. Înțelegem noi un Dumnezeu care nu ne-a lăsat. Fiți atenți, Denisa are peste 30 de ani, e farmacist în spital, are 2 copii, nici ea, nici copiii ei nu poartă ochelari. Știți ce a zis mama cu tata către noi? Ascultați de Dumnezeu. 2. Nu pierdeți detalii. 3. Plângeți-vă păcatele și starea ca Dumnezeu să o revigoreze de fiecare dată. Și așa am făcut. În tinerețea mea am zis, Doamne, chiar dacă au zis alții că am pierdut oportunități, prieteni, șanse, vreau să ascult de Tine. Am fost foarte atent și mă lupt și în zi de azi să fiu atent la detaliile Bibliei. Doamne, nu vreau să pierd nimic din vedere. Tu să rămâi slăvit și glorificat de fiecare dată. Doamne, o, de câte ori mă prăbușesc și îmi plâng plânsul pocăinței. Eu, predicatorul Alin Nemeș, de câte ori mă prăbușesc și îmi plâng plânsul pocăinței. Am ajuns mare. Am ajuns tată și într-o zi cu cel mai mic copil al nostru pe atunci, Darin, ajungem în același context. Și 3 medici ne spun, cu un ochi vede 60% și cu un ochi nu vede deloc. Imaginați-vă eu și Andreea cu un copil de 5 ani pe atunci, la o astfel de veste. Ar trebui să ne impacientăm, așa-i? Ar fi trebuit să dăm în disperare. Știți ce am zis? Dumnezeul pe care l-am văzut și acasă, Dumnezeul Bibliei care a mai deschis ochii orbilor, poate să-i dea și la Darin vederea. Ne-am dus la ultimul medic, l-a controlat pe Darin și mi-a spus ce mi-au spus ceilalți 2 medici, că un ochi vede 60% și cu un ochi nu vede deloc.
Eu mi-am pus toată încrederea într-un Dumnezeu suveran și puternic și în mintea mea răsuna Alin, nici de data asta nu te las. Am luat geaca să-l îmbrac pe Darin ca să plecăm și doamna doctor a zis: domnul Alin, mi se pare așa că nu sunteți chiar încredințat, că nu chiar credeți. Doamne, zic, eu nu vreau să vă contrazic, dumneavoastră sunteți medic, dar eu aici sunt altceva. O zis, hai să vă arăt băbește. Îi pune un plasture pe ochi la Darin, cu ochiul la care vedea doar 60%, ia un creion, practică pe care au făcut-o și ceilalți doi medici, și spune: Darin, ce-am în mână, hai să-i arătăm la tati că nu vezi. Și Darin, printre lacrimi și suspine, zice, un creion. Și doamna doctor, șocată, zice: Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și Darin a zis, roșu. Darin, ce are în vârf creionul ăsta? Și Darin a zis, o bubuluză. O dat cu creionul de pământ, parcă îmi vinea să spun, eu l-am cules de sub biroul dumneai când m-am aplecat, îmi vinea să stric tare, ăsta-i Dumnezeu, cu niciun chip nu ne lasă, merită ascultat. Merită să fii atent la detalii. Merită să-ți plângi plânsul pocăinței. Am zis, doamna doctor, creionul dumneavoastră, merită să ascultați un astfel de Dumnezeu? Merită să fiți atenți la detalii? Și acum închei, că trebuie să vă spun povestea cu Victoria, să nu o las în suspans. La o lună ne-am dus la doamna doctor. Când se uită doamna doctor în foile din la ieșirea din spital, citez. Spune exact cum a spus ea, uitându-se în foi, ai de capul meu. Dezbracă-o repede, zice la asistentă, pune-o acolo aparat, pune. O zis, gaură, nu-i bine, o zis. Sunteți doi părinți tineri, nu suntem noi chiar așa tineri, dar părem tineri. Sunteți doi părinți tineri, zice, noi. O pune la aparat, cu spatele la mine, mă întreabă doamna doctor, domnul Alin, tatăl Victoriei, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Ea se uita în ecran. Și am zis, doamna doctor, cred mai tare decât dumneavoastră credeți că eu cred. O zis, pe inima fetiței dumneavoastră, se vede o cicatrice și mi-a făcut așa pe mână ei. Se vede o cicatrice cam așa. Dacă a fost ce au zis colegii mei în foaia asta, nu pot să zic decât că există un Dumnezeu. E de anul ăsta. E Dumnezeul 2024. E același Dumnezeu glorios. Casa dumneavoastră are nevoie de afirmația lui Hristos și a lui Dumnezeu. Cu niciun chip n-am să te las. Cultivați ascultarea profundă. Casa dumneavoastră are nevoie de glasul lui Dumnezeu. Cu niciun chip n-am să te părăsesc. Fiți atenți la detalii. Viețile noastre au nevoie de strigătul din cer. E omul meu. Am să-l sprijin cu dreapta mea biruitoare. Plângeți-vă plânsul pocăinței. Coboară Dumnezeu lângă un astfel de om.